Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale. De la ora 18:30, în sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra, puteți urmări piesa Ivanov. Moșierul Nicolae Ivanov s-a căsătorit cu Sara Abramson, evreică convertită la ortodoxism, devenind astfel Ana Petrovna. Lumea crede că nunta a fost din interes, iar părinții supărați o dezmoștenesc, cei doi fiind nevoiți să trăiască în sărăcie. Acum, bolnavă de tuberculoză, Ana este pe moarte, iar Ivanov suferă de angoasa existențială, de o depresie ale cărei origini nu le știe. De la ora 19 la Teatrul de Artă din București se pune în scenă piesa Tangoul Final cu Maia Morgenstern și Tudor Istodor. Spectacolul prezintă povestea unei mari actrițe ce se confruntă într-un moment de adevăr cu umbrele și luminile propriei existențe. Actrița interpretează o fostă stea de cinema care urăște ziariștii pentru că i-au distrus viața și cariera, dar acceptă să dea un ultim interviu. Un interviu nonconformist care nu va ajunge niciodată în paginile ziarului, pentru că răzbunarea fostei dive va fi cruntă. De la ora 19:30 la Teatrul de pe Lipscani se pune în scenă piesa Mămut la mama. Doi frați cu vârste apropiate de 30 de ani, unul părăsit de soție, iar celălalt înșelat de iubită, hotărăsc să se reîntoarcă acasă la mama pentru a continua să trăiască partea cu copilăria. O comedie tristă, o poveste veselă, optimistă, dar cu accente tragice, o bucățică ruptă din viața de familia noastră a tuturor, despre ceea ce ar putea însemna o familie fericită. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!